Da, astăzi nu mai are scăpare. E împrumut între vecini. Îi zice carne și se face dintr-o singură bucată de lemn, o singură bucată de lemn de pin, se scoate interiorul, se prelucrează cât de verde, se scoate interiorul, se pune fundul, se pune uscat, partea asta e verde, în timp se strânge, se uscă și se uscă pe lângă fund. Și era folosit la... Îmi dai o cană de făină, o cană de făină îmi dau înapoi. Era un kil și cu jumătate de kil, 3 grame și așa mai departe. Îmi dai o cană de ovă sau o cană de ovă să îmi dau înapoi. Deci, așa? Din cană de mine. Tot ceva asemănător cu cana asta, au pus și cana lui Tuza. Da, o cană mică. Cu fundul dublu și la fiecare măsură să... Așa, se folosește și la seară. Și ca un fel de meteorolog acasă. Adică, în momentul în care se moaie vremea, se moaie și seara. Adică, absorbe umiditate și... Probabil că nu te fermentează așa mult ca meteorologii ce zic, că zici că plouă, că plouă, că plouă, dar, în fine, asta e așa.